Salut, stimați abonați! Sunt Gabriel de la Tutec și revin cu un nou tutorial la aplicația GDMSS+. Ne conectăm la Wi-Fi și intrăm în aplicație. Am adăugat deja cele 4 canale ale DVR-ului 4K cu camerele de 8 megapixeli. Dacă dorim să avem un semnal mai rapid pe video, intrăm la Stream Setting și selectăm rubrica Real Time Preview. Aici, mutăm de pe Main pe Extra dacă nu avem un semnal deosebit pe rețea. Main schimbă pe rezoluție maximă, iar Extra pe subrezoluție. Din acest moment, camerele se vor încărca automat cu streamul selectat. Pentru a seta canalul video manual pe rezoluție extra, selectăm monitorul și apoi pictograma Sharp, apoi pe Edit pentru setări avansate. Imaginea de pe camera 2 își face un refresh, acum putem naviga și maximiza obiectul dorit. Noile camere de supraveghere de la Seifert surprind imagini pe un senzor Sony Starvis de rezoluție superioară 8 megapixel și pot înregistra până la 15 cadre pe secundă. Lentila wide-angle de 2,8 mm oferă un unghi larg de supraveghere video pe orizontală de 101 grade și se folosește cu succes în supermarketuri, instituții publice, spații rezidențiale sau farmacii. Pentru restul timpului, când nu există lumină ambientală, camera poate să folosească modul infraroșu pentru a surprinde imagini chiar și în beznă completă până la 30 de metri în condiții optime. Sunt Gabriel de la Tutec și astăzi v-am prezentat setările avansate ale aplicației GDMSS+. Vă aștept pe site-ul nostru pentru mai multe produse.